La data de 9.05.2016, în jurul orei 11.51, lucrătorii ai Poliției Sibiu au fost sesizat telefonic cu privire la faptul că la circa 10 km de localitatea Cârțișoara, județul Sibiu, a fost găsit cadavrul unei femei decedate, aruncat la marginea drumului, la circa 10-15 metri, ascuns într-un dufiș. Din actele de cercetare penală efectuate până la această dată, s-a tras concluzia că autorul faptei ar fi nepotul victimei, motiv pentru care, prin ordonanța procurorului din data de 19.05.2016, acesta a devenit suspect, a fost audiat, nu și-a recunoscut fapta, a motivat că a fost nevoit să părăsească țara în data de 7.05, motivat de anumite treburi care le avea în Italia, la firma unde lucram. S-a întors în data de 18 cu avionul, aterizând pe Otopeni. A fost condus la sediul parchetului, audiat. În continuare, și-a menținut declarațiile date anterior, cum că nu este el autorul faptei. Din probele administrate până această fază, apreciem că sunt indicii temeinice privind săvârșirea faptei de către acesta. Motiv pentru care, în cursul zilei de astăzi, urmează să fie prezentat Tribunalului Sibiu cu propunerea de arestare. Este singurul suspect. A avut anterior anumite discuții cu aceasta. Chiar sunt martori care au confirmat că a proferat anumite amenințări la adresa mătușei, motivat de neînțelegeri cu privire la anumite bunuri moștenire. Ai cunoscut faptul că a amenințat-o cu moartea? Nu a recunoscut că a amenințat-o cu moartea. Mențiunea lui a fost că a avut anumite discuții, neînțelegeri cu privire la moștenire. Neagă orice amestec cu drumul Apulia, cu lăsatul cadavrului în afara drumului? Spune că s-a deplasat spre ieșirea din țară și nu a trecut niciodată pe la Cârțișoara. Ce știm cu certitudine este că fapta a fost cu circa 48 de ore înainte, deci în data de 7. Nu știm cu certitudine exact locul, însă ce este sigur este că acel cadavru a fost aruncat în acel loc. O ultimă probă ar fi la momentul la care a fost oprit pe aeroportul Otopeni. În bagaj avea o pereche de Adidas, care din urma raportului de constatare efectuat de către polițiști din cadrul IPJ Sibiu, s-a constatat că urmele sunt identice cu amprentele lăsate de aceștia pe corpul victimei, deci efectiv pe blugii victimei. Avem martori care confirmă că într-adevăr s-a deplasat, avem imagini cu autoturismul în deplasare, nu-l avem poziționat în zona Cârțișoara, doar în urma monitorizării convorbirilor acestuia. L avem pe localizare. Le-a spus că sunt indicii clare, conform cu ultimele convorbiri ale lui, din care leagă cumva de locul de Cârțișoara. S-a procedat la localizarea apelor telefonice ale suspectului și așa s-a tras concluzia că acestea au fost făcute din apropierea localității Cârtișoara. Loc apropiat de... Loc apropiat de locul unde a fost găsită victima. El trebuia să se întoarcă de acum o săptămână. Trebuia să se întoarcă tot cu autoturismul. Nu, avem suspiciuni că a renunțat să se întoarcă cu autoturismul raportat la anumite informații care au apărut, cum că ar fi vizat în anchetă. Și asta l-a ținut să mai rămână mai mult timp. El, din discuțiile purtate cu șeful lui de la unde era angajat din România, și-a cerut voie să mai rămână câteva zile și a tot prelungit șederea în Italia. Avem o suspiciune cu lăsarea așa mașinii și venirea sa cu avionul. De fapt, Nu știm exact în ce constă, care este averea sau pe care sunt discuții. Știm doar că discuțiile, din ceea ce ne-au relatat martorii, au fost în mod repetat cu privire la anumite moșteniri. La care terenul, nu se, și case și terenul în care nu se înțelegeau.